Este esențial să schimbăm modul în care vindem lemnul din păduri, să ne modernizăm sistemul de pază al pădurilor și modul în care controlăm activitățile ilegale din acestea. Concret, WWF România propune trei direcții de acțiune. Una este să ne axăm pe prima plasare pe piața lemnului, ceea ce ar duce implicit la o implementare mai bună a regulamentului european privind lemnul. Transporturile trebuie verificate la plecarea din pădure, atât din punct de vedere al provenienței, cât și al cantității de lemn reale și monitorizate prin un sistem de trasabilitate transparent. Trebuie să ne prioritizăm controlele în zone cu risc de exploatare ilegală, care să fie identificate pe criterii obiective și transparente. Autoritățile de control trebuie degrevate de sarcini administrative inutile și costisitoare și care adesea le situează în conflicte de interese. Trebuie să aplicăm sancțiuni și măsuri proporționale cu valoarea pagubelor și a prejudiciului de mediu creat și acestea trebuie să descurajeze și să prevină degradarea pădurilor. Doar în acest fel autoritățile pot spune că luptă eficient pentru combaterea tăierilor ilegale din România.